Mari probleme pentru Emil Gabor, tatăl Monicăi și al Ramonei Gabor a fost executat silit. Avem documentele care l-au adus în pragul disperării. Un credit în valoare de 9.000 de euro i-a adus mari probleme cu legea lui Emil Gabor. În urmă cu 2 ani, tatăl surorilor Gabor a figurat ca debitor într-un dosar de încuviințare executare silită, înregistrat la judecătoria Bacău din cauza unui credit restant. Dobânzile aferente acestuia, comisioanele, dar și penalități de întârziere. Iar problemele nu s-au terminat acolo, ci au continuat și anul curent, căci în luna ianuarie a fost dat în judecată de o instituție specializată în recuperarea datoriilor, procesul având legătură probabil cu cel de executare silită din 2018. Emil Gabor locuiește singur într-o garsonieră din Bacău, după ce soția lui, Veronica Bulai, a murit, iar cele 3 fete au plecat în străinătate. Deși mulți s-ar fi așteptat ca acestea să-l ajute din punct de vedere financiar, bărbatul se plânge că primește o sumă infimă din partea lor. Eu nu sunt omul care mă duc la urmă, hai, dăm bani, cerșesc, nu-mi trimite prea mult, că așa-i primit. Am o înțelegere cu ei, trimite asta, nu mult, ca să nu mă spargă în figuri. 400 de roni. Bun, problemele cu legea și cele financiare nu sunt singurele cu care bărbatul se confruntă, nici problemele de sănătate nu-l ocolesc. La sfârșitul anului 2019, Emil Gabor a fost internat timp de 2 săptămâni în spital. Medicii i-au pus mai multe diagnostice, însă i-au spus că aceste probleme sunt cauzate de accidentul suferit în urmă cu 10 ani. Dacă mă ducea la Iași sau la București, când nu mai era timp, aveam emorazie internă și muream. Dumnezeu m-a ajutat pe mine, nu ei. Că 2-3 doctori m-au operat, erau la urgență.